Creșterea tarifului la gaze cu 10% pentru consumatori industriali permite distribuitorilor de gaze să nu acumuleze pierderi doar pe o perioadă de câteva luni. Astfel, în luna septembrie, va fi nevoie de o creștere a prețului la gaze și pentru populație, consideră reprezentanții E.ON. Chiar dacă vom primi gaze de producție internă, E.ON vrea să ne taxeze ca și cum am consuma gaze rusești, care se vor scumpi în trimestrul al treilea cu până la 15,2%, în contextul în care anul trecut doar 17% din consumul total de gaze a fost importat din Federația Rusă.